fraților să ne adunăm, PNL-ul să votăm. PNL-ul și Căncescu este ajutorul nostru. Căncescu e omul nostru, a plecat cândva de jos. Omul ce gândește totul și sfințește mereu locul. Acesta este cântecul electoral al lui Aristotel Căncescu, liberalul care candidează la șefia Consiliului Județean. De la primele acorduri, oamenii de campanie și-au spus că piesa interpretată de Ovidiu Rusu va deveni un hit. A fost extrem de surprins, dar l-am convins că este un lucru bun venit din suflet și că merită să facem o campanie electorală și în acest mod. Melodia electorală a lui Aristotel Căncescu a avut un real succes, mai ales aici, în Țara Făgărașului, mai ales că este compusă de un cunoscut interpret și compozitor de muzică etno-pop dance, tot de aici, din Făgăraș. Frumoasă, găsesc, am văzut și la, aici, la liberare ăștia, că sunt cel mai bun liberar. El este artistul Ovidiu Rusu, acum cântă live. Nu mai sună atât de bine ca înregistrarea. Din toți este numai unu, ala de nedada, Căncescu numărul unu, ala de da. Și candidatul PNL la primăria Galați, Marius Stan, și-a comandat un imn electoral pe muzica celebrei melodii Drumurile noastre toate. Un alt liberal, Cristi Romanescu, a apelat la serviciile unui artist la modă. Mihai Mărgineanu a compus și interpretează imnul electoral al candidatului PNL la primăria Buzău. Noi știm că nu mai vrem oraș murdar, așa că îți spun acum, măi creștine, alege candidatul liberal și sigur o să-ți fie mult mai bine. Alege Romanescu ca primar și sigur o să-ți fie mult mai bine. Candidatul PSD la funcție.